Bun venit la testul pentru fanii filmelor originale Disney Channel! În acest test veți auzi replici din aceste filme, dar în altă limbă, și va trebui să ghiciți ce s-a spus. Primiți un punct pentru fiecare răspuns corect, dar nu vrem să vă fie chiar așa de ușor. Așa că pentru un punct bonus puteți ghici limba. Iată întrebarea 1. Deși pare aiurit, imediat lătratul să fie vorbit. Pentru un punct, ce spune cuțul aici? Iar pentru punctul bonus, în ce limbă? Vorbește câine. Ce ciucuite neavești? Ați prins ideea? Să-l mai auzim o dată. Ce ciucuite neavești? Și încă o dată. Ce ciucuite neavești? Iar răspunsul era: festa asta mă face să par grăsuț? Iar pentru punctul bonus era daneză. Are cineva niște șunguliță? Sau dulciuri? Acordați-vă un punct dacă ați ghicit ce a spus. Și încă unul dacă ați ghicit limba. Întrebarea 2. Bună. E despre zombie. Ce spune Zed aici și în ce limbă? Cum se spune în vechea limbă zombiană? Gazar, nadi, gazer, garstic. Nu asta! Ea a spus ceva în limba zombilor. Am căutat pe internet. Mi has dat las gracias por untar mantequilla de cacahuete en tu paraguas. Deci ce spune Zed și în ce limbă? Mi has dat las gracias por untar mantequilla de cacahuete en tu paraguas. Încă o dată. Gazar, nadi, gazer, garstic. Am căutat pe internet. Mi has dat las gracias por untar mantequilla de cacahuete en tu paraguas. Răspunsul era... Mi-ai mulțumit pentru că ți-am dat cu un de arahidă pe umbrel. Acordați-vă un punct bonus dacă ați ghicit că era spaniolă. Ziceam... Bun venit la cantină. Cu următoarea întrebare ajungem la High School Musical. Ce spune Troy și în ce limbă? Cu felul în care a cântat în seara asta, e cam greu de crezut. A fost pentru prima dată când am cântat karaoke. A fost super. Știu, ai dreptate. Și tu cânti foarte bine, să știi. Pregătiți-vă. Eu wist mun stuk de dușă nimpa man letpo. Wow, ce repede a vorbit. Dar ce a spus Troy și în ce limbă? Și tu cânti foarte bine, să știi. Da. Eu wist mun stuk de dușă nimpa man letpo. Încă o dată. Răspunsul era: da, știu, dușul meu este foarte impresionat de mine. Da, sigur ați ghicit că a spus asta și că era în suedeză. Următoarea întrebare e din Descendenții 2. Ia festinul, masa cea delicioasă, întoarce-te în ce a fost odată. Oh, cu toții ne amintim scena. Dar ce spune Ben aici și în ce limbă? Atenție! Ia elsca peanut butter. Să-l mai auzim o dată. Ia elsca peanut butter. Ia elsca peanut butter. Peanut butter. Ia elsca peanut butter. Iar răspunsul era: untul de arahide e preferatul meu. Iarăși daneză? Unt de arahide cu jeleu, o combinație de vis. Revenim la zombie pentru întrebarea finală. Bine. Ce spune profesorul aici? Facem niște gramatică sau ceva? Și în ce limbă? Italiană sau germană? Ar trebui să facem chimie. Eine Stunde war ich noch Hausmeister kleine. Also. Eine Stunde war ich noch Hausmeister kleine. Also. Iar răspunsul era: acum 45 de minute eram îngrijitor cu ștoaică, așa că. Exact asta a spus și în germană. Ei bine, am ajuns la finalul testului. Iată scorurile. Nu uitați, primiți un punct dacă ghiciți corect ce s-a spus și un punct bonus dacă ghiciți limba. Dacă aveți 2 puncte sau peste, sunteți în gașca filmelor originale Disney Channel. Dacă aveți 4 puncte sau peste, sunteți VIP-uri la filme originale Disney Channel. Dacă aveți 6 puncte sau peste, sunteți superstaruri la filme originale Disney Channel. Îmi dați-mi eu un autograf? Mulțumim că ați jucat și nu ratați toate filmele voastre originale favorite la Disney Channel. Lăsați-ne mai jos un comentariu ca să ne spuneți ce scor ați obținut. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!